Da, domnul Ursu, deci discriminarea nu este doar între pensionari și salariații care au salariul minim. Este inclusiv între pensionari, pentru că stabilind un nivel de 2000 de lei până la care se dă acest ajutor, eu îl numesc pomană, pentru că în mod normal trebuia, și domnul ministru știe acest lucru, trebuiau să se recalculeze pensiile, nu să dăm ajutoare sociale ca oamenii să nu moară de pe o zi pe alta. Revin și vă spun, dacă un pensionar până la 2000 de lei inclusiv primește acest ajutor, de ce acel pensionar care are 2000 și un leu nu primește? Și acel pensionar care are 2000 și un leu va începe să plătească și impozit, pentru că impozitarea la pensii se face cu ceea ce depășește 2000 de lei. Deci, inclusiv între pensionari s-a creat o discriminare. Mă duc la celălalt, la cealaltă problemă pe care m-ați rugat să vorbesc. Deci, dacă avem salariați cu salariul minim pe economie net de 1500 de lei, aproximativ, bani în mână, și el nu primește nimic, nici măcar tichetele de masă care au fost promise că se vor duce la 30 de lei pe zi, nici măcar acelea nu au fost reglate între timp și trebuiau cu 1 iunie să fie duse de la suma de 30 de lei pe zi. De ce unii sunt mai vulnerabili și unii sunt mai puțin întrebare, vulnerabili? Întrebare fermă din partea domnului Apostoliu, răspuns din partea domnului ministru Budăi. Vă rog, domnule ministru. Bun. O mică corecție la ce a spus domnul Apostoliu, doar de dragul dialogului, nu de a face corecții. Nu am eu nicio vină că legea 127 sau legea pensiilor sau tot ce vrem noi a fost prins ca reformă principală în PNRR și că nu pot modifica și nu pot face nimic acum până nu se derulează contractul de asistență. Asta ar fi un aspect. Tichetele și de hrană vor fi majorate săptămâna viitoare, va trece amendamentul prin Parlament, amendament pe care l-am lucrat personal și care la aliniatul 2 într-un articol va da posibilitatea ca de la 1 iunie să se acorde acele majorări până la 30 de lei. Deci ele se vor aplica de la 1 iunie? Da, dăm posibilitatea, așa cum permite legea, nu facem retroactivitate, dar dăm posibilitatea ca să se acorde și de la 1 iunie acea majorare de până la 30 de lei. Importantă această informație pe care o dați. Vă rog. Am textul scris, l-am depus deja la Parlament. Săptămâna viitoare va intra și va trece și de votul final în Camera Deputaților, după care va merge la promulgare. Pentru angajații din privat, am pus la dispoziție mediului privat acel 200 de lei netaxabil. Deci netaxabil, fără a plătit pentru acei 200 de lei o taxă sau un impozit la stat, și sunt acei 200 de lei pe care îi vor primi în fiecare lună, nu doar o dată, acolo unde angajatorul oferă. Asta a fost discuția cu mediul privat. Dacă își permite angajatorul această cheltuială în plus. Ea deci e doar scutită de fiscalitate. Dacă îl obligăm noi în vremuri atât de grele, exista riscul domnului Ursul să facem mai rău. În dorința de a face mai bine, era un risc să facem mai rău. Deci și astea sunt cele două măsuri, de 200 de lei în fiecare lună și tichetul majorat de hrană la 30 de lei sunt pentru mediul privat, iar atunci când ai un prag, dacă aveam pragul de 2500 de lei la venit, era nemulțumit cel cu 2501 leu. Dacă aveam pragul de 3000 de lei sau de 4000 de lei, era nemulțumit cel cu 4001 leu. Eu înțeleg grijă sindicatelor și eu cred că sindicatele de România știu că eu sunt alături de ei și de persoane, dar trebuie să măsurăm foarte bine acum într-o situație extrem de grea, nu numai pentru România, ceea ce spunem în public. Sunt de acord că trebuie să susținem, dar oricând vom pune un prag la o măsură, va fi cineva nemulțumit legătură cu asta. Doamna... Suntem în desfășurarea celelalte măsuri de până la 1500 de lei venituri, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și pentru toți ceilalți care au venituri până la 1500 de lei, pentru acele vouchere electronice de 50 de euro din două în două luni până la sfârșitul anului, vor fi lunile iunie,
august, octombrie și decembrie. Am spus cele două măsuri pentru salariat și acum, practic, ordonanța de urgență pentru 700 de lei a trecut și cu siguranță în luna iulie, în calendarul stabilit, fiecare cum primește pensia, inclusiv pe cuponul de pensie, se va regăsi această sumă de bani. În luna iulie, da? În luna iulie. Iar în luna iunie vor primi cei cu voucherul de... Bun, doamna Părcălapu, vorbea domnul Apostoiu mai devreme despre o pomană dată pensionarilor și despre faptul că ar fi trebuit operată o corecție a pensiilor, nu această formă de ajutor. Era posibilă, în primul rând, era obligatorie prin lege și doi, era posibilă? Din ce știu dumneavoastră? O întrebam și pe doamna Părcălapu ca să nu vă cer dumneavoastră eu din interiorul guvernului. Vă rog, da. aici eu chiar nu mă așteptam de la un sindicalist să spună că dăm pomeni. Pentru că și sunt foarte categoric aici, cu tot riscul de a se supăra, domnul Apostoliu, pe mine, atunci când încerci și faci tot posibilul să sprijini cetățenii tăi să se spună că dai pomeni, eu nu agrez această expresie. Da. Iar despre recalculare, nu v-am întrerupt, domnul Apostoliu, vă rog cum da, dar despre recalculare, v-am spus foarte clar că nu este actualul guvern vinovat, sau nu este PSD sau eu vinovat, că legea salarizării și legea pensiilor, ca reforma, sunt prinse acum în PNRR, într-un procent care va condamna până în 2070 la sărăcie, mult mai cruntă decât ce e acum. Deci, da, optimist. Nu scrie cel puțin, nu scrie în PNRR, că atunci când... Da, partidul dumneavoastră s-a angajat să renegocieze acest plan național de reziliență, inclusiv în capitolul social acesta. Vedeți că nu trece nicio zi fără să luptăm pentru acest lucru. Și acum sunt la Organizația Internațională a Muncii, unde am purtat discuții și astăzi, săptămâna viitoare, sunt la și care e orizontul? Deci care e orizontul totuși? Deocamdată ne-ați dat un orizont negru, 2070, și sărăcie mult mai cruntă decât până acum. Dați-ne-l și pe cel realist, Nu vi l-am dat pozitiv. Eu orizontul ăsta. Nu vi l-am dat eu. Păi nu, ni l-ați descris. L-am descris, dar păi da, asta zic, dați-ne-l pe cel realist pozitiv la care lucrați și care cel ar trebui să aibă și el o poziționare în timp. Cel realist este că până la sfârșit de an vom reuși această negociere și odată cu scrierea reformei o să se regăsească cu totul, cu totul altceva acolo, pentru că nu există țara din Uniunea Europeană, sau dacă știe cineva, de ce m-am informat și am întrebat pe colegii mei miniștri, nu există țară din Uniunea Europeană care să fie încorsetat într-un anumit procent cu plata din timp. Că se calculează din punct de vedere statistic, este altceva. Să sperăm că e acest termen realizabil despre care vorbeați. Oana, mergeam către doamna Părcălabu și apoi către domnul Apostoiu. Imediat, domnul Apostoiu. Imediat. Vreau să vă întreb, ca să încheiem disputa asta, era posibilă în clipa de față o corecție a pensiilor, măcar o indexare cu inflația? O indexare a pensiilor în acest moment cred că nu se putea face din motiv că suntem cu acest angajament al reformei de substanță a pensiilor pentru echilibrarea de care tot vorbim. Da, da, apa e la gură, adică acum vine apa. Da, până facem noi reforma. Pentru că s-a venit cu această măsură în sprijinul persoanelor cele mai vulnerabile și selectate din rândul pensionarilor. Este o măsură punctuală și eu am mai vorbit și cu alte ocazii de faptul că sistemul de protecție socială la noi este dezechilibrat și atunci, iată, când venim cu măsuri punctuale, sunt arătate celelalte categorii și celelalte corelații care se realizează cu sistemul de asigurări sociale. Este clar că în ceea ce privește pensiile va trebui să se intervină în mod echitabil și să vedem legea care va fi adoptată, dacă va fi mult modificată față de legea 127, care ar trebui să aducă toate echilibrele pe care le așteaptă aici... toți pensionarii. Aici e chestiunea, ați folosit termenul, doamna Părcălabă, echitabil și mă întorc la domnul Apostoiu. Foarte scurt, vă rog, care ar fi fost varianta echitabilă? Da. Pentru că și eu pot gândi că un om care este încă în câmpul muncii, chiar dacă se apropie de pensie, de exemplu, poate munci suplimentar dacă trăiește momentul acesta cu salariu minim. E o gândire capitalistă, dacă vreți.
unii sunt în privat, unii sunt la stat. Care ar fi fost creșterea salariului minim? Era varianta echitabilă? Ce ar fi însemnat pentru întreaga economie asta, domnule? Deci, în primul rând, pentru că sunt sindicalist de 32 de ani, în Consiliul Economic și Social nu am dat aviz nefavorabil acestei ordonanțe, ci am dat un aviz favorabil cu observațiile pe care dumneavoastră le-ați preluat și despre care mă întrebați acum. Asta este răspunsul pentru domnul ministru. Deci se puteau acorda aceste ajutoare, dacă nu vă convine termenul de pomană, se puteau acorda în mod progresiv, astfel încât dacă un pensionar are 1000 de lei și unul are 2000 de lei, să nu primească fix aceea sumă, pentru că asta nu este echitabil. Și dacă mă duc acum în sectorul unde oamenii, așa cum v-am spus, peste 1,5 milioane sunt cu salariul minim pe economie, adică bani în mână, 1500 de lei, solicitam creșterea salariului minim, pentru ca aceștia să poată să primească... Bun, haideți să auzim răspunsul, răspunsul domnului ministru. Să nu primească din ajutoare, nici eu nu v-am... M-ați taxat că vă întrerup, v-ați jucat să mă lăsați. Deci, încă o dată vă spun, nu se poate acorda cu limite, astfel de limite care împarte lumea în vulnerabil și mai puțin vulnerabil. Bun, am înțeles. Mulțumesc, domnule Apostoliu. Vă rog, domnule ministru, un răspuns scurt. Situație, domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult. Seara bună. Păi nu vreți să ascultați răspunsul? Amândoi cu salariu minim pe economie să mai aibă și un copil. Domnule Budai, vă rog. Da. De notat că nu dau un răspuns neapărat, că nu intru eu cu partenerii sociali. Nu, răspunsul era dacă se operează vreo modificare la salariul minim, dacă e... Am spus foarte clar, este o perioadă extrem de grea, dumneavoastră. Acum să obligăm, și marea parte sunt pretinde mici și mijlocii, la o creștere forțată a salariului minim și care să mai fie și taxată, nu este corect față de mediul de afaceri pe care noi trebuie să-l sprijinim să apere locurile de muncă. Le-am pus la dispoziție această majorare de 200 de lei, care este netaxabilă și opțională. Cei care își permit, cu siguranță, cei care își permit, în postura în care trebuie să-și, până la urmă, să-și țină oameni și vor da. Dar nu putem crea acum dezechilibre majore în economie. Domnule ministru, era o chestiune semnalată de profesorul Adrian Mitroi la începutul acestei discuții și anume că marea noastră problemă, combustibilul care poate să dea foc economiei, este motorina și prețul ei, care din păcate constatăm că e de nestăvilit în creștere. Și întrebare, are până la urmă totuși guvernul Ciucă un plan și în legătură cu asta? Alte guverne din Europa au acționat, fie prin blocarea... prin plafonarea accizelor, fie prin rambursarea, cum este Spania, a unui procent din prețul litrului către cel care îl cumpără la pompă pentru a păstra jocul TVA-ului și încasările bugetare. Are vreun plan guvernul Ciucă în legătură cu prețul de la pompă? Cu siguranță avem un plan. Am acționat în acest sens cu acea compensare de 0,5 lei. La transportatori, lăsați transportatorii. Păi transportatorii, dar știți că transportatorii se duce efectul în prețul nostru, la alimente, de exemplu. Trebuie să continuăm, de altfel și președintele Ciolacu a anunțat că noi lucrăm deja la un alt pachet de măsuri pe linie socială, dar și pe linie